Bună, 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 cam rămân fără voce. Despre ce vom vorbi în clipul de astăzi? Vom vorbi despre ce cărți mi-am cumpărat eu mie de ziua mea și atâta am să vă arăt, nu vă arăt și restul cadourilor, doar cărțile. Și la final vom face și un mic anunț, dar o lăsăm un pic pe mai încolo. Așa că hai să începem. Prima carte pe care am cumpărat-o și este o serie pe care... o colecție de cărți pe care mi-aș dori-o, dar nu știu dacă va fi posibil să o am pe toată. Este destul de scumpicele, dar da, este această minunăție, da, este Dracula și arată așa, îs cele de la Penguin Classics Collection și coperțile îs... nu știu, sunt superbe, ca să zic așa. Și mai am eu câteva, dar le veți vedea probabil când vom face Bookmas și Vlogmas. Sunteți pregătiți pentru așa ceva? Eu nu sunt. După care, două dintre următoarele două cărți, asta am luat-o nouă dintr-o librărie de aici, dar următoarele două sunt cumpărate de la Anticariat. Și avem așa, Alice Adventures in Wonderland, Alice. Și este o carte din anul 1987. Și arată așa. Nici nu mai știu cât am dat pe ea, dar am dat foarte puțin în comparație cu cealaltă de la librărie. Și are și ilustrații. Da, nu vedeți. Și de-abia aștept să o citesc. Nu că n-aș ști povestea, dar da. Iar o altă carte pe care mi-am dorit-o de foarte mult timp, dar că nu am cumpărat-o, nouă, ca să zic așa, din bibliotecă, pentru că mi s-a părut un pic cam scumpuță, era vreo 90 ceva de lei. Da? Dar am găsit-o în Anticariat aici, este aceasta, Once Upon a Broken Heart, și este primul volum din serie. O să vedeți și volumul 2 imediat, pentru că l-am cumpărat și pe la singura chestie, că e un pic aici îndoită, dar în rest arată perfect și este superbă. Deci coperta cel puțin e... Și mi-o doream de atâta de mult timp cartea asta, deci nu aveți idee. Și pentru că Raluca s-a dus în librărie și a zis că na... Deci astea trei le-am luat normal de ziua mea, dar am mai luat și alte cărți după aia, pentru că nu m-am tot abține. Am zis că ok, fac ce fac și îmi voi lua și volumul 2 la această carte. Și am luat-o, este o apariție nouă, ca să zic așa, nu știu când a apărut, acum o lună, cred, sau cu o lună jumătate, ceva de genul. Și este The Ballad of Never After, cred că așa se pronunță, The Ballad. Și arată așa. Și asta am cumpărat-o nouă din bibliotecă și am cam dat niște bani pe dânsa. Și da, ele sunt așa. Asta este volumul 1 și asta este volumul 2. Și din ce știu, va apărea și un volum al treilea, din ce a spus autoare. După care, o altă carte pe care am luat-o de la Anticariat este tradusă și la noi în România. Casa din Marea Azurie, cred că așa este tradusă la noi. Și asta mi-am dorit-o de foarte mult timp, pentru că am auzit numai lucruri bune despre ea și sunt curioasă dacă lumea are dreptate, pentru că am mai citit eu cărți scrise de persoane și foarte lăudate și foarte apreciate pe internet și a fost un total fiasco, dar da, aceasta este cartea. Mă enervează că nu pot să scot chestia asta de aici, deci mor când le văd chestiile astea pe... Nu mai faceți chestia asta, dacă sunteți editori, nu mai faceți chestia asta, nu mai puneți stampuri de astea pe care nu le pot scoate. Dar da, asta este cartea și la fel, v-am zis, este luată de la un Anticariat. Încă nu m-am apucat să o citesc, dar de-abia aștept să mă apuc de ea, este pe listă. Și este și... o altă carte de la acest autor... Doar că nu am apucat să o iau, pe aia am văzut un magazin, dar mi s-a părut un pic cam scumpuță. Și ultimele trei cărți pe care o să vi le prezint sunt tot așa, fac parte dintr-o serie și la fel, am auzit foarte multe lucruri despre această carte pe TikTok și aceasta este cartea și aceasta este seria A Good Girl's Guide to Murder,
Așa se cheamă și seria. Ăsta este primul volum, este luat nou. După care, al doilea volum, l-am luat din anticariat, Good Girl, Bad Blood. Asta a fost singura care am găsit în anticariat, restul nu le-am găsit. Așteptam să găsești volumul 1 și volumul 3, dar nu. Iar ultimul volum din acest serie este As Good As Dad. Și da, le-am pe toate trei. Acum sper doar să nu mă trezesc să fiu dezamăgită de prima carte, deși am înțeles că este o serie destul de bună și foarte multă lume o laudă. N-am citit-o încă, dar este pe listă. Și, între timp, am aflat că... Știți ce vă ziceam eu de Zodiac Academy? Că va fi... Volumul 8 va ieși, le-am acolo, dar nu mai iau cartea. Volumul 8 va ieși și va fi ultimul. E, ce să vedeți, va fi și un volum al 9-lea. Au anunțat autoarele că va fi... Va apărea acum în decembrie volumul 8... Și nu știu când, la anul, parcă va apărea și volumul 9 și eram... Am stat atât și am așteptat ca să nu citesc volumul 7, ca să aștept să citesc volumul 7 și să am continuarea volumul 8. Și acum au dat-o cu muci în fasole astea și m-am ofticat așa de tare. Dar da, n-am ce face, probabil aparent vor fi mai multe cărți. Nu știu dacă va fi nou ultimul volum sau nu, chiar n-am idee, dar da. Și acum... Astăzi cărțile care le-am cumpărat pentru mine de ziua mea, le-ați văzut și pe lângă ziua mea. Și acum hai să facem anunțul. Ideea este că știți că vine Bookmas, Vlogmas, vine perioada decembrie și va fi o perioadă nebună. Așa că vom avea video. Video ăsta intră, eu filmez azi, mâine va intra video, mâine va fi miercuri, adică pe 26. Vom face pe 26 video ăsta. 27 și 28 va veni un review la două cărți. După care vom face pe 2 noiembrie vom face un video cu ce am citit în luna octombrie. Pe 3 și pe 4 vor veni review la cărți. După aia ne oprim sau mă opresc din a filma până pe 1 decembrie pentru că am un pic nevoie de o pauză și să pregătesc toate materialele încetul pentru decembrie. Mă refer la intro, outro și chestiile de genul. Nu vă faceți grijă că nu filmez de pe acum pentru decembrie, încă n-am nebunit. Dar am un pic nevoie de o mică pauză și un alt lucru pe care l-am făcut și sunt foarte liniștită și odihnită și împăcat acum este faptul că după 8 ani de serviciu mi-am dat demisia. Da. Dacă vreți o să vorbim și despre creația asta la un moment dat, dar ăsta era anunțul în principal, ca să știți. Dacă vreți, eu postez cam în fiecare zi pe TikTok și mă găsiți acolo. Pe Instagram postez, dar numai chestii personale, nu prea postez despre cărți și despre lectură și despre YouTube, așa că dacă vreți mă găsiți pe TikTok și putem vorbi. Sau pe YouTube, sau pe Insta, unde vreți îmi puteți scrie sau pe mail îmi puteți scrie și vă răspund cu cel mai mare drag. Dar da, să nu uitați, săptămâna asta mai apar vloguri și săptămâna viitoare, după care luăm o pauză până pe 1 decembrie, când începe Bookmas și Vlogmas. Cam asta a fost tot. Sper să nu vă spărați pe mine, sper să nu vă țineți ranchiură pe chestia asta, dar am nevoie de un mic timp de respiro, să-i spunem așa. Ne auzim data viitoare!